Să vedem că patrona pune masa, prieteni. Ce faci, patron? Pui masa? Pui masa? Pui masa, dar cine sunt cu armiile aici? Păi cine sunt cu armiile aici? Hai! Leo! Hai, Leo! Aristică! Că tate nu se sculă! Tate doarme mult, așa învățată! Ia să vedem cât e ceasul! Ha? Să vedem cât e ceasul! Cât? Hai să vedem! Deci, tache doarme la ora asta! E două fără 20! Uite, bă, nu mai pot! Două fără 20. Nu mai pot, Cristi, ești de marcor. Da, hai că nu o fie. Nu prea, Cristi, bine, domnule, prige și tu. Da, ușor cu cuțitul ăla. Hai că nu cred că e bine să filmezi. Da. Chiar așa tot. Patronul a pregătit carne la cuptor, curțel. O să iei tava să te duci cu ea. Lasă, bre, că îl chem pe Aristică, nu vezi că filmezi? Zic că l-ai chemat mama ta, hai. A fost. Dar de ce nu mănânc? Ar trebui să mănânci aici, bre. Aristică! Te-a chemat patroana, vină încoa. Ai treabă? Vină încoa. Ai o misiune imposibilă. Aia fixă, vin la masă. Hai să vezi ce a gătit patroana. Eu îi zic că e bine să... Eu zic să punem aici, nu acolo. Părerea mea. Uite acolo patroana. A scos de la cuptor. Vrei să pune aici? Bucătar. Aici să pune. Cine să dă din ea? Am sculat baline, vin o car de carne. Nu-i fiptă bine. Dar tache doarme? Tache doarme? Așa nu mai se îmbogățești. Dar nu știi să dai drumul la buton. Am dat, dar prea tare. Iarta mai e. Bre, dar tache nu s-a trezit dimineața? Nu mânci gajea, nu mai se îmbogățești. Eu credeam că tache s-a trezit de dimineață, bre. Nu mai zice nimic, vă spun. Bre, nu pune aici la masă, aici? Nu. Păi de ce vrei că era mai bine? Uite, bă, frate, filmează aici. Hai că nu am voie chiar așa cu purcelul ăsta. Pe unde pun patroana? Zici să punem aici mai bine. Aici, în poișor? Nu vrea aici. Dar pune-l aici mai bine, unde că e umbră, nu? Acolo e cald. Bă, tu de ce n-ai dat drumul la buton? N-a apăsut butonul? N-ai dat drumul la buton. Ia uite, are mușcat aici, patrone, uite. Două mușcate. Ce are? Florile astea, uite. Mușcate. N-ai dat drumul la buton? Alin se trezise, cred că e acolo, nu știu dacă mai e găina. E friptă. E friptă, nu? Leo, ce faci? Ai ieșit afară? Hai, Leo, vine aici! Ia să vedem. Hai. Unde e Leo? Aici? Bre, aici să mă încecă eu. Poate l-a duce pe Aristică să-l aducă aici. Leo, ne așteaptă la masă aici, prieten. Leo, vezi că filmez pentru tine, că n-ai făcut niciun vlog azi. Ai auzit? Da. Hai, Aristică! Surpriză! Pentru Leo de la Strehaia, prieteni! Filmez de la distanță, așa? Nu, de la distanță, Leo. Ajunge boss. Ia să vedem. Găina merge. Asta mi-a venit ca la haiduș, mă. Mi-a pune ca la haiduș. Nu poate să filmez puțin. Puțin, dar... Dar nu aș vrea să se vadă. Auzi? Să nu se vadă capul ăla de porc. Pune mâna pe el așa. Vedeți aici ce mi-a făcut patroanca de mâncare, prieten. Mănâncă. Mănâncă, Leo, poftă bună. Păi mănânci tot? Păi ce-a dat umbrela asta? Dau 2 milioane a dat urmă pe ea. Unde vrei? 9 milioane asta? 2 milioane. A, 2. Mamă, ce mi-a făcut patroana de micul de jos. Auzi? A dat patroana la 350 de grade a dat ăla. Aici, unde locuiește Leo? Mănânci cu partea cealaltă, Leo. Daricic, vezi că nici ne poți din lima la avantaj, nu te tu ia pâine de aici. Că
Și atunci că nu vine leu acasă la el. L-ai prins pe Aristică, la înghesuial, acum, da. Până acum mă prindea pe mine, acum pe Aristică. Auzi, dar nu mai pune că nu bate soarele. Dar nu bate soarele acum. Vine mai încolo. Aristică, te rog, cum mă duci a tuia pe ei? Pe unde, patru? La portă, dacă n-are la mâine, ia la patru, n-am mai. Ia o apă, nu e un suc. Vă rog, Bexic, ce să iei? Oh! A căzut umbrela, prieten. Da. A pus-o aristică. Da, bre, dar acum... Ia de acolo, că el nu mai mânjă. Și pune salată. Vrei, nu sta lângă el acolo, du-te la o parte. Și vino la interviu aici, du-te mai la o parte. Vrei că... Eu nu puse mâna acolo. Nu veni la mine acum. Stai acolo, vrei să... Stai jos acolo să ți iau un interviu. Dar n-are cine să-i sârbească, uite, să o pui și supa. Lasă la cutaiele astea, Cristi, bază la cutaiele astea. Uite, ai salată de dinete acolo. Bagă salată cu ardei, uite, dinete. Bagă-ți în față. N-are și-mi să aducă, că nu mai pun mâna să mă îngerc. Că cu ea așa, cu cuțetele puțin mâna. Și nu s-a sculătate nici acum și Anca. Avem două nurori aici, care te... Vrei, Anca s-a trezit acum câteva ore. Zi. Vrei să vadă prietenul meu, ia. Prietenul meu, Laur, din Danemarca, Laur CML-ul. Uite cu ce te așteaptă patroana când vii aici. Vino la Strehaia cu la patroana. Vino și cu Alina, cu nevastă ta. Da, Laure, ia uite ce avem aici, porcușor. Ia frânge și găina aia să vadă. Frânge cotoiul fierbinte, ai grijă, Leo, că fierbinte. Frânge no. Cotoiul de la găină să vadă. Și nu mi-am mâncat găină, poate la purțile patroane. E sărat, că am pus sare ca să fie și vezetă, gustos. E bun. Bagă-ți o parfurie. Păi să mănânc salată de mine, că n-am pâine. Păi stai, nu mânca din castron, ca să mănâncă și oamenii. Că de sunt mult să mănâncă. Nu mai mănânc din castron, gata, am mâncat, Leo. Bă, Leo, nu mai putem să mâncăm acum, Leo. Ai văzut, bre? După Leo. Eu nu mâncat după Leo. Voia să mănânc și eu din salata aia, că am mâncat Leo din ea, nu mai mănânc, bre. Gata. Ia zi, Leo, și așa nici nu mâncam, a? Ia cu asta aia mai... Da, mă. Nu mănâncă cel, nu mănâncă. Ești purcel dileia. Bre, cu cine vorbești, bre, dileia? Bă, purcel, nu mănânc. Dileia e la muncă, dileaua. Purcel, nu mănânc. Nu mănânc, bre. Doamne, maica Domnului. Am mâncat un sandwich de la Luci și ajunge, gata. Dacă e dâmba să-mi iau din oraș, mi-au de la fast food. Eu n-am pus mâna să nu fac usturoi. Vrei, nu mă auzi? Lasă niște bani să-mi iau de la fast food. Nu mă aude. Dacă mănânci așa cu el. Dacă nu mănânci el, să vezi, nu-ți dă bani de aia. Vrei de la bani. Să-ți pun pe de aia. Dă, bre, că dă-mi. De la femeile care să-ți cânte. Aaaa, bre, că nu mai vreau să mai... Nu mai, gata. Femeile la normă să-ți cânte. Așa face? La noi nu e așa ceva la țigare. Doamne, maica Domnului, nu vine să cred. Dar cine face așa? Că credeam că o femeie, toate femeile fac așa? Nu toate. Ah. Dar noi nu se face, să spală pe vânt curată, să fie că pui mă. Hai bre, zi de tache, de ce dorme la ora asta? Ce a făcut azi noapte? El acum e, zice, manechin. E manechin? Unde e manechin, bre? Bă, tate e manechin. E vedet, a fost la un show păcătos, da, numai da, se trezește da, dimineață. Nu e ok. Bre, dar cine s-a trezit primul azi? Nu te strigă pe Alin să mănâncă purcel. Aline! Nu veni azi, vino mâine. A strigat, bre, la el. El sunt tot docotel, dar vino avergă. Bre, cine s-a trezit primul azi? Nu zice. Nu vorbi, bre, în franceză, vorbește da, românești. Eu nu știu că să nu mai veni. Bre, dar cine s-a trezit primul azi? Cristi, m-așim filmat și-am pus filmarea. Vezi? Auziți, Cristi? M-așim filmat și și-am pus filmarea, ca să nu Nu muri, Leo. Mâncă mai ușor, Leo, că tu mănânci cu poftă. Nu știu cu filmarea aia pahară, te rog. Ce pahare? Că nu pun eu mâna. Nu vreau. Fragerie sunt pahare. Păi ce-i pui în pahar? Nu ce numai că mi-e de vorba. Lasă că vine... E rușine. Păi, dar tu să filmezi aici? Mă, dar vrei să și filmezi, să și servesc. Dar ce sunt eu, vrei? Sunt servitor, ce sunt eu? Doamne, mai că... Gata, e ultima oară, nu, Leo? Mai vine pe e ultima oară, mai vine pe 8 acum, bre. E ultima oară, mai vine pe 8 acum și gata. Nu, Leo, mai vii pe 8?
Avem vineri acum o nuntă, zi patroană. Taie tu, Ițică, taie. Auri, Ițică, taie coasta aia, pe coasta aici. Ia taie coasta. Uite că a adus pahare, Aristică. Vezi, bre, că a adus pahare? Patroană? A adus pahare, uite. Acolo, la etaj, am dormit eu, prieteni. Nu știu dacă vă dați seama. De pe acolo, așa, agățat. Aici Leo, la parter. Aristică e, e post de bucătar, azi, prieteni. Pentru că am venit să mergem să punem dinții. Dar avem o problemă. Avem o problemă. Mai trebuia să facă ceva Leo și nu cred că reușește. Poftă bună, Leo! Da, tu faci la mișto acum ai la masă, că tu de obicei nu mă chem la masă, Leo. Vrei să arăți la oameni că tu mă chem la masă? Foarte bine, Cristi. Dacă nu te chem, care e problema? A, care e problema? Uite, acum mă fac să vin să mănânc, pe bune. Hai vino să mor tu de la mâncă. Nu mănânc, Leo, nu, 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 nu. Iau la pachet. Vrei că nu mănânc de la țigani. Nu mănânc de la țigani eu. Da, e bine așa? Da. Chiar nu mănâncă prietenele fundul. Fundul, auziți, prieteni. Păi nu mănâncă, nu fumează, nu bea cafea. Nu beau nici cafea, uite, Aristică. Aristică, dar și ce, te rog eu? Da. Ne pui și nouă cât un suc. Da. Aia da. Că nu-i de la țigani. Du-te, mă, de aici. Tu vezi ce e acolo. Tu vrei să fac, să te întreg pe tine, Leo. Tu nu o să ții regim? Bă, că nu-l mai ții. Bre, avem pahare, n-ai auzit că avem? Eu beau din astea care a adus Aristică. E rece Aristică? Bre, nu mai umbla pe lângă el, că îi dai gripa, bre. Vrea și patronul, nu-mi pune mult, că are... Are diabet. E cald? Este patroană, că paharul e cald. Pune, Aristică, pune, zic eu, stop! Nu ia paharul cald. Mersi. Oh, e fierbinte, nu e cald. E rece, Aristică. Ce știe patroana, nu? Paharul era cald, care l-a adus ea, că a stat în soare. Da, da. Păi da. Bre, paharul e cald, dar sucul e rece. Ia ce face patroana aici. Pe cine sunt, bre? Pe Ali. Cristică pune salată de vinete. Aveți te hacă și alta te-o dat. Mama, că ia uitați, Veri. Veri din Strehaia. Amândoi la masă. Fac o coastă, mă rog. Auzi, să trăiești 1000 de ani când ai făcut purcerul ăsta la potap. Auzi, un artic din ăla de la Paște, din Purcica. Tot am frig să mănânc Alin și Alin a fost tot plecat. Am oprit. Prieteni, haideți să vă prezint pe Veri, pe Veri din Sehaia. Bre, stai puțin că am un speech. Trebuie să îi prezint pe Veri din Sehaia. Îl avem aici pe Leo de la Sehaia și pe Aristică. Sunt verișori, prieteni. Verișori primari. Da. Da, bre, da, dar e mare jun. E cam mare junul, nu e mic. Zi, stai așa. Să-mi povestească? Ia, povestește, bre, de micul jun. Ăsta e micul jun, un artic de purcel. Am avut în ladă o găină de casă. Și am făcut și o tuci de supă, Nisică. Dacă vrei să mănânc supă, adă tuciu cu tot. E suficient, nu, Leo? Uite-ți pe la patroana, dacă vreți să mâncați ce vreți voi.
Felul mânca felul când făceam patronul la restaurant. Nu mai mânca felul doi. Dacă vreți țapă, vă bag numai pară, nu pun mâna pe tine. Patroană, dar desert avem? Desert? Desert. Eu nu le-am cu prăjit. Păi spune Luci, stai că un desert. Vă dau pepene. Aaa, nu pepene. Galben de ala. Păi e al nostru, noi vrem o plăcintă o, de la Luci, ceva. Nu ne-a adus și nouă Luci o plăcintă de aia de ei. Ce e, Leo? Nu poți să urli? Dar urli acasă tare, aici nu mai țipi. Nu vreau să filmez chiar mult. Mi-a făcut patroana să mă omoară, ca la Turcia, ca la... Uitați, prieteni. Gata, cam atâta, că avem purcel acolo. L-a desfigurat Leo acum, nu mai e cum era întreg, acum e speriat. Ia uitați-și pe peristică cum mănâncă cu poftă de mă face să mănânc și eu, dar nu pot. Peristică mănâncă și... Ne așteaptă doctorul la dinți. Peristică? Nu mai mâncăm. Mănâncă și salata, auzi? Nu mănânc. Nu? Lasă-le singur să mănâncă, că vorba nu mai mănâncă cu dinți. Nu bagă soluție pe ei. Patroana, dar mă, ta cum ești cu dinții? Ești bine? Trebuie să le pun și eu pe jos. A, partea de sus e ok, nu? L-ai sunat pe Alin, bine? Uitați-i pe Peristică cum mănâncă. Așa delicat, nu se grăbește. Leo se cam grăbește că vrea să-și pună dinții, prieteni. Rezolvăm problema azi, Leo, sau mai durează? Cum? Nu sunt eu doctor, mai confundat. Păi nu, dar se rezolvă? Că ai zis că mai trebuie nu știu ce. Din câte văd eu, nu știu, nu cred. Nu? Dar poate să o fac altă dată chestia aia? Înainte trebuie, nu? Ia uitați-i pe Peristică, de și el la... Nu! A, ai aruncat? Am crezut că dai la animale. Te avem și pe Anca acolo. Nu mai vin câini aici. Zi, bre, mai zici ceva? Ce mai zici? Sunt pe fiți, dar am stat la căldură la cuptor de nu mai la căldură, la ai dat la maxim, bre, pe la 350. Dar nu știam să dau mai încet ca să prindă moderat. Da? M-a dat la maxim. Hai că am prins-o și pe Anca, fără să vreau, am prins-o pe cameră. Uite, strânge rufele, muncește. Da. Tache, de ce nu ajută, Tache? Vezi? Da, și nu știam să-l dau mai încet. Dar l-am dat eu, la minim. Da. De acolo se dă temperatura, ai văzut? Dă-i înapoi. Stai așa, Ristică, să mai pun și mie unul. Asta e mizilic. Ristică, cum zice patrona? Dacă îmi pune dacă. Pui tu, mersi. Ristică. Nu poate să-l pronunțe pe ea. Băi, Cristi. Vreau să spun că... Bine că nu zici Risti, zi. Vreau să spun că porcul ăsta n-a fost bun deloc. Patroana are gust de vier. Și acum mă lup cu asta. Mamă, ia uitați, prieteni. Ia uitați ce mă lup. Băi, Leo, dar mănânci mult, măi, frate. Cine să mănânc ceva? Păi, adică ai mâncat jumate din purcel și ai zis că nu-i bun. Acum mănânc și găină? E găină ce este? Dacă e bun. E găină de casă, păstrată, îmblată. Dar tu cum nu-ți dai seama? E găină de casă. Eu, cum îți dai seama că după ce mănânci jumate din găină, îți dai seama dacă a fost bună sau nu a fost? Stai să văd dacă e bun, stai să văd. Da, are gust. Are gust. Mai păi nu, că Leo mă duce la restaurant să mănânc desert. Eu vreau desert. Păi de-aia mă ține, vă? Deci, deci Leo mă ține. Nu fumez, nu beau, nu respir. Dar banii zări, aia e asta contează, banii. Banii, brei. Cum vrea fi patroana, numai să filme, numai să filme. Fac 3.000 de euro pe lună, nu-i bine? Nu-i suficient? Vreau, păi nu-i suficient? La ce te mai duci în Mangalia? În Mangalia? În Miami? În Miami, la ce te mai duci? Păi dacă mă o să cheltui banii, brei, acum. Hai, păi. Păi vezi? Nu le mănâncă leu la el. O să vezi filmarea acolo, să te uiți la mine, brei. Le mănânci tu la Miami. Te mai uiți la mine? Te mai uiți?
Că filmarea aia când a fost cu Leo pe jos era la mine pusă. Da, mai mă uit. Bravo, vre, că ce mă uit la mata. Să-ți fac vizări. Ia uitați-i, prieteni, cum mănâncă cu poftă, cu mare poftă. Aristică n-are stare, Aristică, ia uite. Uite, mă, că dă și... Hai, mănâncă! Rainul, cum îl cheamă, mă? Dar mi-ai pus la coș acolo, nu trebuie să pui. Hai, hai, vine aici. Haide, haide. Uite, avem aici un hoț care a intrat, hoțește. Păi, dar ții cu ăla care a intrat aici, are voie să intre? A venit la sorsa? E supărat pe noi, nu bagă lumea seamă? Ha? Vezi, după patron a mâncat, vine la patron aici. Am mâncat patoane, mulțumim frumos. Da, plăcut a fost sărată. A fost bun, dar vreau să spun. Mai bine dacă îți puteai butoiul la cumpărături. Auzi, l-ai luat diabetul și tu astăzi. Mm. Că a venit lui și de două ori să ia diabetul. Nu-i merge aparatul ăla, l-a cumpărat de nou și nu e bun. Pe bune. E că l-a dus înapoi la farmacie. E bani, tu nu mănânci, mă. Nu prea, nu, știi că eu nu mănânc, nu beau, nu fumez. Așa, Aline, că ce mai tău, mă, ce nu-l zăpăci, că Alin s-a trezit. De-abia s-a trezit Alin, nu-l zăpăci, te rog, Iobre, lasă-l. Aline, bine ai venit. Bine. Ce să fac? Uite, fac vizualizări. Pe spatele tău. Nu. Păi dacă... Acum cred că o să merge. Da. Tu când decartezi, Aline, că vrea să știe lumea, că dau comentarii acolo. Nu eu, lumea e interesată. O să decartezi, frate. Când? La sfârșitul, la sfârșitul lumii. Ce? Nu mai... Vezi că ești bandit? De-aia am venit. Am venit pentru bani, să-mi iau banii. N-am venit că să-l ajut pe Leo, ca să știi. Ai auzit? Da. Pentru datorie. S-a uscat și biletul de tren. Ești în stare să scazi biletul de tren? Oh, bagă mâna în buzunar! Ah, am crezut că scoate și el ceva, mă, l-ai. Hai că facem filmare pentru taică tu. Că el n-a făcut deloc. Auzi, facem filmare pentru taică tu și o pun eu. Ia uite, și-a luat și... Păi nu știu, n-a vorbit cu mine. Cu taică tu. Unde? Păi n-a venit acasă. La Severin a trupit. N-a venit? Nu. E prea de dimineață, nu, Aline? Astea sunt hainele. Ăla e paharul meu, Aristică. Alea sunt? Da. Ia uitați, mă, verișorii, mă. Dă-mi jos din el. Stai, mă, că a făcut spumă, Leo. Hai că ești în stare să arunci cu paharul pe jos. Băi, Leo, stai puțin. Stai să prim momentul, dacă. Stai să prim momentul. Hai. Dar nu arunca spre mine. Băi, stai puțin, nu arunca spre mine. Hai, 1, 2, 3 și să... Îți spargă ghinionul. Te provo, Leo. Nu mai ai bani de pahare? Ia, cum o faci? Nu-l arunca, Leo. Am glumit. Bă, am glumit. A avut să pun în el șampon. Oh, dar ce trebuie aruncat? Merge. Am gândit, dar nu mai sunt multe, doar ăsta. Ai spart destule de-astea, a? Mai sunt 2-3 pahare. Stai să fac insulina și vin și pe patronul. Auzi, uite, patronul, iei farfuria și aruncă pe aia lui patronul sus. Patronul, ce faci? Ești în stare, Leo. Ce-ai filmează pe patronul unde mănâncă? Păi, la locul ei aici. Patronul e în carantină, aici mănâncă. Ia uite, azi, cum ia gripa Alin. Ia uite, a luat gripa Alin, bă! Și o duce în casă acum. Poftă bună, patroană.
sau, cum să zic, bre, fosta patroană sau e actuală, cum e? Mai ești patroană, mai ai bani? Mănâncă, bre, că nu trebuie să vorbești cu mâncarea în gură. Nu, trebuie să vorbești de trepied, dacă Alin îl are acolo. Dar părerea mea, lasă-l așa, dacă îi lipsește, dacă îl are... Aolo, ce faci tu aici? Tu de ce n-ai vorbit? L-ai avut aici. Aline! A, intră de la cușcă. A intrat la cușcă. Uite după el. Dacă vrei să întreb treaba aia, știi ce zic? Dar e convenabil pentru Leo. Dar asigur are și el acolo unul, 100%. Un trepied. Cum ai ieșit, patronă? Bun? Bun? Nu mă, nu plec, că am mâncat un sandwich și atâta, gata, ajunge. Eu nu mănânc mult. Și oricum nu mănânc de la țigani. Că așa spunea Leo, nu mănânc de la țigani. Mănânc numai de la români. Ia ce zic. Ce zici, Aristică? Când i-am dat trepiedul cu tot filmând la... A, Marisica, lasă! Câte minute? 12 minute ai. 27. 27. Ce mai zici, Leo? Mergem la dentist sau nu mergem? Da. Cu ce te-ai luptat? Cu... Cu ursul? Prieten, vă spunem la revedere și ne vedem mai târziu, prieten. Închidem? Gata la 27? Gata. Bine.